administraia prezidențial, prima reacție la amenda primit de Klaus Iohannis de la CNCD. Președintele Klaus Iohannis a fost amendat cu suma de 2000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru ce a folosit cuvântul penal în declarațiile publice. Administraia prezidențială arată ce președintele contestă această amendă, pe care o consider una eminamente politic. Președintele României consider ce este o decizie politică și va contesta la instana competent decizia CNCD, arată administraia prezidențială.